Doamnelor și domnilor, luați-vă aproape copiii, bunicii, căței și pisicii. A venit timpul să vă uitați la TV cu sufletul la gură. Începe Ce spun românii și intră în scenă Cabral. Bună ziua și bine ați venit la Ce spun românii. Ca de obicei, jucăm 6 runde. Răspunsurile favorite la fiecare rundă sunt puse pe... Prea slăvit fie dânsul. Fiecare răspuns dă... Pune! Și dacă nu nimerim... Pune! Cine vine? Pune! Fulgerul. Fulgerul. Cu cine jucăm astăzi? Manea! În aplauzele voastre, familia Manea! Din București sunt ei conduși de Beatrice. Bună, Beatrice! Bună! Beatrice este economist. Când are timp și îl petrece cu prietenii în compania unui vin bun sau bătând la pas drumurile patriei. Puiul cu smântână îi face zilele mai bune, dar statul la colț și mai ales cumpărăturile la piață o enervează la culme. Cu cine ai venit? Cu fiina mea, Ada. Bună, fiina, Ada. Bună, cu mama mea, Adina. Bună, Adina. Bună, Cabral. Cu iubita verișorului meu, Alina. Bună, Alina. Și verișorul meu, Cristi. Salutare, Cristi. Salutare. Ada este economist și o înătătoare de mare clasă. Și-ar face toate vacanțele în Italia, nu s-ar sătura niciodată de salată de vară. Și ar plăcea să se teleporteze. Nu-i plac hainele de culori electrice, romul și ziua de curățenie a curții. Am înțeles. Asta cu romul. Vă place romul? Da! Mamă! N-ar fi zis unul, nu! Adina este o mamă punctuală care face cea mai bună cior. Dar așa mulți bețivi să avem noi aici? Da! Mamă! Copii, nu, nu, e o glumă. E regizată, așa, așa glumim noi, ha, ha, ha. Așa glumim noi, nu-i așa? Adina este o mamă punctuală care face cea mai bună ciorbă de perișoare. Este dependentă de emisiuni culinare, de serile cu plimbări și de sărmăluțe cu mămăliguță și ardei. Te lasă cu ochii în aer dacă o inviți la o plimbare cu bicicleta, în schimb, i-ar plăcea ca animal de companie. Ce credeți? O! Veveriță! Alina este studentă la Facultatea de Comunicare și Relații cu Publicul, iar dansul și desenul fac parte din interesele ei permanente. Plimbările și mai ales cele cu bicicleta o încarcă de energie, în schimb, treburile casnice o plictisesc. Cristi, student în anul întâi la Facultatea de Management Agroturistic, este momentan șofer profesionist. Este pasionat de fotografie și de tot ce ține de calculatoare. Ar putea să-ți vorbească ore în șir despre mașini și despre călătorii. Nu suportă să-l lași să te aștepte. Salut! Toată lumea bine? Da. Baftă! Mersi, Jimmy. Mersi. Baftă. De cealaltă parte, la cea de-a doua ediție, familia Dincă! Din Bușteni sunt ei în luptă mânați de Darius. Salut, Darius! Salut, Cabral! Darius, cu cine ai venit? Cu iubita mea, Rebecca. Bună, Rebecca! Bună! Cu sora mea Lorelai. Bună, Lorelai. Bună. Cu verișoara mea Ilinca. Bună, Ilinca. Și cu minunata mea mamă, Simona. Bună, Simona. Toată lumea bine? Foarte bine. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mulțumim. Baftă. Mersi. Baftă. Jucăm? Da. Runda întâi. Îi avem alături de noi și pe prietenii de la Penny, iar asta înseamnă că runda a patra. Familia care câștigă acea rundă primește un bonus special, iar în, la final, familia care merge către casă pleacă, desigur, cu un premiu de consolare din partea Penny. Să vedem câte variante. 8 variante. Am întrebat 100 de români. După multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La mare. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. După multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La restaurant. Bun.
După multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La film. Avem cinema? Ilinca, după multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La spa. Spa. Mm-hmm. Nu e acolo. Simona, după multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La teatru. Avem teatru. Darius, după multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? Îți cumperi bilet la un bilet de la un meci de fotbal. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Rebecca, după multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La masaj. Mm-hmm. Nu e acolo. Vă ascult? La concert. Ok. La piscină. Ok. Concert. Ok. Parc de distracții. Ok. Patru variante. După multă vreme ai în sfârșit un weekend liber. La ce îți faci rezervare? La piscină. Câștigă această rundă familia Manea. Da, la coafor. Mi-ați luat vorba din gură, da. Avion. Mamă. Mamă. Simona ar fi vrut să zică club. Ediția trecută a fost foarte aproape să le dea un răspuns de la nebun, dar s-a oprit, s-a cenzurat, ați văzut? Încă moftic. Încă. Cum era întrebarea? Ce-ți pică bine? Și a râs așa pentru ea. N-a cedat. Runda a... Perfect. Hai. Să vedem ce variante avem. Iată. Am rugat 100 de români. Toată lumea a auzit de păsări de curte. Numește o pasăre de oraș. Vrăbiuța. Vrăbiuța. Iată, pasăre de oraș. Papagal. Papagal. N-avem papagal. Jucăm, pasăm, mai să jucăm, mulțumesc. Toată lumea a auzit de păsări de curte. Numește o pasăre de oraș. Păun. Păun. Asta e bun. Ok. Toată lumea a auzit de păsări de curte, numește o pasăre de oraș. Porumbelul. Da, îi se mai spune căcă. Da. Iată-l. Simona, toată lumea a auzit de păsări de curte, numește o pasăre de oraș. Canar. Da. Nu. Aveți dreptul să vă sătuiți. Darius, toată lumea a auzit de păsări de curte, numește o pasăre de oraș. Rândunică. Zici? Bine. Bun. Rebecca, toată lumea a auzit de păsări de curte, numește o pasăre de oraș. Vultur. Vulturul de oraș. Așa eram în tinerețe, un vultur eram. Și acum iau tăce guguștu că mărât. Vă ascult. Cioară. Am înțeles? Ciocănitoare. Am înțeles? Varză. Am înțeles? Lebădă. Am înțeles.
5 variante, 76 de puncte. Toată lumea a auzit de păsări de curte. Numește-o pasăre de oraș. Ciocănitoare. Câștigă această rundă familia Dincă. Ce mai avem? Pescăruș, așa e, a ajuns și el, da. Ce? Este ultra căcă. Pescărușul, da. Cum sunt sticleții de la 9? Da, sunt mișto? Eu pe 15 am... Sunt foarte mișto, băieți. Și fetele, mă rog. Na. Cum? Asta a fost prima, nu? Așa de încălzire. Hai cu a doua, de acord? Hai, pauză? Doamne, și ce mă certați asta? Ce am făcut? Și că v-am claxonat pe trecere, așa a sărit. Pauză scurtă și revenim. Mare lucru. Ce... Am ajuns la runda A. Perfecțiune. Jucăm cu... Adina și Lorena. Hai la muncă! Să vedem câte variante avem. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Televizorul. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Frigiderul. Corect. Avem. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Calculatorul. Avem. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Radioul. Bun. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Tableta. Nu e acolo. Nu e acolo. Adina, cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Aerul condiționat. Avem aerul condiționat. Alina, cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Cuptorul cu microonde. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cristi, cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Centrala. Corect? Da. E acolo? Da. Avem. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Ceasul digital. Ar putea fi ceasul acolo. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Mașina de spălat. Ia să vedem. Laptop. 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 Laptop.
O singură variantă, domnule. 6 lele de acolo. Cu excepția telefonului, ce dispozitiv rămâne pornit când tu te culci? Laptop. Mi-e frică să nu fie tot acolo la calculator. Și ce zic? Avem? Câștigă această rundă familia Manea. Ce avem acolo? Interfon. Interfon. Alarma. Camera de... Am ajuns la runda A. Întrebarea Penny, puncte duble. Cu cine jucăm? Alina și Inca. Hai. Am aici pregătit un bonus pentru familia care reușește să câștige această rundă. Desigur, din partea Penny. Haideți să vedem câte variante avem. Am întrebat 100 de români. Girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Tigru. Nu-i acolo? Ursul. Ursul. Nu-i acolo. Simona? Delfinul. Delfinul. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Alina. Darius, girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Rechinul. Rebecca, girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Crocodilul. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Lorelai, girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Calul. Calul. Interesantă variantă. Și acolo. Elinca n-are răspuns. Elinca se uită la panou, se uită la mine, se uită iar la panou. Girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Pescăruș. Pescărușul, domne. Am zis să zic ceva. 66 de puncte în joc. Vă ascult propunerile. Focă. 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 6 variante. Girafele ar fi probabil maestre la fotbal pentru că au picioare puternice. Ce animal ar fi campion la polo? Focă. Avem focă? Câștigă această rundă familia Mane. Ce mai avem acolo? Pinguinul. Avem penguinul. Pinguinul. Vidra. Da. Castorul. Pinguinele. Balena. Marsuinul. Balena. Hipopotamul. Cum ai zis? Hipopotam. Așa. În pat de sare, nu? Elefantul. Pisica de mare. Vino să vede, să pite limpe. Maimuța.
Runda am... 5. Stai, domne, bonusul, că m-am luat cu voi și uite-te și tu. Așa. Asta. Voi ați câștigat, nu? Da. Fericitări. Mulțumim. Păi eu ce am zis? Puncte duble. Păi asta am zis și eu. Cristi și Simona. Asta n-am mai zis. Să vedem câte variante avem. Sunt 8. Am rugat 100 de români să completeze. Am prins reducere la un costum de... De baie. De baie. Bun. De mire. De ce anume? De mire. Zi mai tare, ți-e frică. De mire. Ați auzit cum zice? Silviu, tu ai auzit? Ce costum? De mire. A zis de mire. De asta zici, nu? Da. De asta. De care? De mire. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Simona. Am prins reducere la un costum de... Halloween. Avem. Am prins reducere la un costum de... Sport. Costum tip sport. Bun. Am prins reducere la un costum de... De naș. De naș. Alina, am prins reducere la un costum de... Un costum de bebeluș. De bebeluș. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Cristi, am prins reducere la un costum de... Scafandru. Bun. Am prins reducere la un costum de... Petrecere. Petrecere. N-avem? Nu. 164 de puncte în joc. Vă ascult? De dans. Am înțeles? Costum de dans. Am înțeles? De dans. Am înțeles? De dans. Am înțeles. Trei variante. Cam aveți nevoie de punctele astea, Darius. Am prins reducerea la un costum de... De dans. Costum de dans. Mhm. Avem? Câștigă această rundă familia Manea. Toată runda asta m-am gândit că al nostru Codreanu a prins reducere la un costum de maramureșean. Știți că îi plac mult. Știți ce zic? Îi plac mult costumele populare. Umblă mult prin țară. Da. Aia. Plânge țara după el. Da, da. La vârful Cornel, acolo, unde se duce el. În vacanțele lui bogate. Da, e. Moș Crăciun. Un costum de unică folosință. Astronaut. Costum de doctor. Costum național. De unică folosință. Iată. Avem de... Iată. Am ajuns la a șasea? Da. Triple? Da. Capitan în față? Da. Doamne, ce le-am învățat pe astea. Să vedem câte variante avem.
am rugat 100 de români. Numiți un tip de articol. Articol vestimentar. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Beatrice. Numiți un tip de articol. Articol de înfrumusețare. Articol de înfrumusețare. Lorelai, numiți un tip de articol. Articol într-un ziar, într-o revistă. Oh, ok. Ce, ți-a luat răspunsul? Da. Da. Ați văzut cum ți-ți aude? Aoleu, mămica mea. Avem... Numiți un tip de articol. Nu știu. Nu, nimic, nu. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Simona, numiți un tip de articol. De încălțăminte. Ce nu vă place? E bun. Ok. Darius, numiți un tip de articol. Articol sportiv. Avem, bravo. Rebecca, numiți un tip de articol. Articolul cuvintelor. Cuvintele articulate. Ta, 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 ta. Avem? Mi-a plăcea să avem. Că e smart. Bravo. Numiți un tip de articol. Articol... Nimic? Nu. S-a gătat? Da. S-a închis, da? S-a terminat. Nu-i nimic. Vă ascult. De încălțăminte. De înfrumusețare. Încălțăminte. Bun. Numiți un tip de articol. Articol de bijuterii. Câștigă această rundă familia Dincă, câștigă acest joc familia Manea. Ce? S-a dus, s-a luat, s-a îngătat. Da, da. N-aș fi zis niciodată. Mă lăsai aici, ziceai, ieși în studio ăsta când mi-o dea răspunsul de la 4. Auzeați de bătrânul, de știi, fărniște de jos. Vă zic... în primul rând, 398 de puncte care se transformă în bani și merg către voi. În al doilea rând, am aici un premiu de consolare din partea Penny pentru voi. Mulțumim. Ne mulțumim. În al treilea rând, ne pregătim de rundă fulger cu doi membri de la voi și în același timp vă mulțumim vouă pentru că ați venit și sper că v-ați simțit bine la noi. Foarte, foarte da. Bine. Mă bucur. Mulțumim. Eu mulțumesc. Mulțumim. Să rămână. Mulțumim. Să rămână. Să rămână. La revedere. Să rămână. Luăm o pauză scurtă și ne întoarcem cu runda fulger. 2500 de lei sunt puși pe masă. Am revenit cu rundă fulger, jucăm cu Beatrice și Alina. Haideți! Sunt două manșe. Cu cine încep? Cu mine. Ne vedem mai încolo.
20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. De acord? De acord. Secundele trec din momentul în care termin de rostit, prima întrebare. Ok? Ok. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Ești un zeu grec privind muritorii de pe Olimp. Cum te cheamă? Zeus. Ce fruct nu decojești înainte de a-l mânca? Piersica. Ce floare poate fi și albă, dar și roșie? Zambila. Ziua internațională a? României. Cum poate fi un bagaj? Mare. Ok? Cât facem? Până în 100? Nu trecem de 100? Vreți să vedem? Hai să vedem. Ești un zeu grec privind muritorii de pe Olimp. Cum te cheamă? Zeus. Salut. Muritorii te salutant. Favorit, bravo. Ce fruct nu decojești înainte de a-l mânca? Tu mi-ai spus? Piersică. Persică, cum ar zice colegul nostru, plantă. Bun. Ce floare poate fi și albă, dar și roșie? Zambila. Să vedem ce zice Zambila, câte voturi primește. Ziua internațională a? României. Cum poate fi un bagaj? Mare. De la 64 creștem la 80. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Vine acum Alina. Bine ai revenit. 25 de secunde. 5 întrebări. Nu știu un răspuns. Pas. Trecem mai departe. Ne întoarcem la final. Îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta? Înseamnă că am primit deja acel răspuns, îmi dai repede un altul. Da. Jucăm? Baftă. Mulțumesc. Ești un zeu grec privind muritorii de pe Olimp. Cum te cheamă? Zeus. Altceva? Pas. Ce fruct nu decojești înainte de a-l mânca? Pas. Ce floare poate fi și albă, dar și roșie? Trandafir. Ziua internațională a? României. Altceva? A copilului. Cum poate fi un bagaj? Plin. Ești un zeu grec privind muritorii de pe Olimp, cum te cheamă? Pas. Ce fruct nu decojești? A oftat așa. Reușim? Am întrebat și eu. Vreți să vedem? Hai să vedem. Alina, avem 80 de puncte. Ești un zeu grec privind muritorii de pe Olimp. Cum te cheamă? N-ai vrut. Ai zis Zeus, șeful, cum ar fi? Și apoi n-ai vrut să-l mai zici. Zeus, Hera, Uranus, Cronos, Apollo, Ares, Poseidon, Afrodita. Ce fruct nu decojești înainte de a-l mânca? Tu mi-ai spus? Mărul, piersica, strugurele, cireașa, căpșuna, para, pruna, caisa. Ce floare poate fi și albă, dar și roșie? Și tu mi-ai spus? Trandafir. Așa ai zis. Favorit, trandafirul. Apoi avem la leoa, garoafa, crinul, macu, magnolia, gerbera, orhideea. Ziua internațională a? Copilului. Așa mi-a zis. Favorit, muncii, apoi femeii, mamei, copilului, ei, pământului, literaturii, fericirii, sănătății.
Cum poate fi un bagaj? Și tu mi-ai spus? Plin. Plin. Greu, favorit. Apoi mare, de mână, de cală, mic, plin, suspect, ușor. 135. Nu reușim, dar mergem mai departe și asta e mai important. Felicitări! Haideți cu toții, familia Manea! Felicitări pentru astăzi! Mergem mai departe. Ați mai scăpat de emoții? Da! Da. Ah, bravo! Hai, Darius, haideți și voi cu încredere! Oameni buni, pentru astăzi, frână, desigur, mergem mai departe. Aflăm lucruri noi despre noi, pentru că punem întrebări noi despre noi. Să fiți bine! Să fiți sănătoși! Foarte bine!